Salutare, salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Euro Truck Simulator 2 Roleplay. Suntem în Deva, Renault Trucks, dealer, Renault Reniște, test drive, haide! Bun, am amânat și nu am mai postat de foarte mult timp pentru că am încercat să obțin acest test drive cu Renault-ul, destul de greu, după cum vedeți, Renault-ul nici măcar nu are numere. O să trebuiască să aștept un reprezentant Renault să vină cu niște numere de probe pe care să le punem pe camionul ăsta și apoi să pornim la drum. Nu de alta, dar avem și băieții, da? Poliția e cu noi, aici la Deva. O să luăm camionul ăsta așa la o probă și o să vedem ce poate. După mai am niște test drive-uri programate să văd dacă se mai ține aia de cuvânt și dacă nu o să trebuiască să achiziționez un camion dintre cele două prezentate. Sper să mă decid. Hai că până când vin băieții cu numerele, nu o să stau să filmez totul, așa că revin în momentul în care mă sui în camion. Până atunci, vă las cu niște cadre. Bine v-am găsit. Suntem în camion. Da, bun, hai că am intrat în camion. Hai să ne uităm puțin să vedem ce avem pe aici. Avem un pat și spații de depozitare multe, așa vine asta. Climă de staționare, tahograful, CD player, câteva comenzi, alte spații de depozitare. Scaun, avem aici clima, două machetele Renault Magnum și Premium, frâna de parcare, comenzi pe volan, afișaj, comenzi pe geam, de geam și așa. Nu văd unde e închiderea totuși. Cruise controlul, lumini. Ah, butonul de închidere e aici. Ok. Da. Nu sunt prea multe chestii. Tura asta o să fim singuri. Hai să vedem ce o ieși. Ok. Afișaj. GPS-ul. Nu știu de ce se vede așa. Bun. Afișajul. Afișajul. Destul de prietenos și nu prea. Bun. Hai să aprindem luminile. Da, deci maneta de retarder au rămas la fel de prost pusă, nu știu de ce, dar nu-mi place niciodată. Bun, hai să plecăm la drum.
Avem o cutie cu 16 viteze. Camionul are 430 de cai. Să mergem să luăm o remorcă. Noi să nu vină careva. Avem și poliția pe lângă noi și n-aș vrea să o comit. Nu de alta, dar e nasol să o comiți cu poliția lângă tine. Bun. Primul feeling până acum pare ok. La 90 la oră se ține binișor. Retarderul văd că frânează bine. Așa, aici facem la stânga. Cam multe gropi pe aici. Să vedem dacă putem lua de pe la ăștia vreo remorcă, așa de sanchi. Deci am înțeles, putem lua remorci de oriunde pentru că avem numere de probe. Hai să lăsăm și noi camionul undeva. Dar nu știu unde. Sigur nu aici. Să mergem în față totuși. Dacă am putea lua, uite aici. Ce urât e să parchezi când ești în, cu dita mai mastodontul între două piticanii. Atât. Da, hai să vedem ce putem face și revenim. Da, hai că nu am mers la birouri și de acolo trebuie să mergem la depozit. Depozitul fiind undeva mai departe. Hai că s-a băgat și verde fix când am plecat. Are niște sunete destul de, nu știu, ciudățele, aș vrea să-i spun. DRL-urile ba destul de bine. E destul de interesting, aș putea spune, camionul ăsta. Totodată, nu știu, e așa... făcut parcă dintr-o bucată, chiar dacă are motor de Volvo... Bun, de aici trebuie să căutăm remorca, luăm remorca și revenim. Da, un lucru destul de ciudat, se ridică foarte mult cabina când accelerezi. Să vedeți și voi, imediat să ieșim din deva. Când chiar îi dăm, de fapt o să vedeți și acum.
efectiv, nu știu, se ridică așa cabina. Super ciudat. Hai mă, dă-i. Hai că... Bravo. A, mă, dă-i și tu. Ăla se oprește în sens. Șoferilu, mamă. Hai că-i dau și eu până vine asta. Ia uite-l mă și pe asta. Hai, tată, măcar are claxon camionul ăsta. Nu știu de ce, v-am spus, mi se pare că se ridică foarte, foarte mult de față camionul. Să mergem către drumul ăsta spre Sibiu. Am undeva voie la 50 de kilometri, deci... O să încerc să... ușor. Folosesc cât mai mult de kilometrajul ăsta. L-am văzut cum se descurcă în oraș. Pe frâne stă binișor. Uite și poliția. Suntem la reprezentanța vieții. Măi, nu știu, n-aș putea spune că e ceva wow la camionul ăsta. Chiar n-aș putea. Pe frâne, retarderul nu prea-aș face treaba, am undeva la 20 de tone. Nu e ceva wow. E Renault totuși. Și mă așteptam să fie mai ok, adică e super lăudat camionul ăsta și uite că... Momentan nu mă face atât de plăcut. Manul avea și putere. Bine, are și diferența de 30 de cai. Cabina e o leacă mărișoară. Așa și așa. Să luăm și noi pe străzile astea mai înguste. Poliția. Forțăm semaforul. Hai, forțăm semaforul. Așa. Și nu, dacă sunt în drive test pot să-mi iau amenzi, da? Deci nu sunt scutit de amenzi. În cazul în care la asta vă gândeați. Hai, boss. Ușor. Ușurel. Bine-s. Ăla-i tat. Mamă, zgâlțână cabina din toate unghiurile. Nu prea e ok pe suspensie. Și e viteză mică. N-aș vrea să știu cum face la viteză mare. Accelerează... ok-iș. Avem un stop aici, dar nu înțeleg de ce. Alte denivelări. Cam omoară panta. Hai că am avut viteză regală totuși. Până în 10 km peste limită. Băi, dar moare la deal bine camionul ăsta, nu știu.
Am zis, are 430 de cai, dar... Măi... O să văd și eu câți kilometri am făcut cu el de când îl am. Cumva... Deși nu ai viteza 26. Ok, trebuie să găsim un loc unde să întoarcem. Hai să-i dăm mai în față, totuși. E destul de riscant să mă bag acolo cu el. Tot legal. Mai găsesc eu loc de întors mâine. Nu știu, retarderul nu îl simt că își face treaba, dar parcă destul de greu. Mi-e o leacă frică să mă bag cu el în depășire, de fapt stai că vine de al și moare. Da, 20 de tone moare. Găsesc și eu un loc unde se pot întoarce. Pe bune. Trebuie să mă opresc să fac și niște poze cu el. Dar asta cred că după ce termin vlogul ăsta. Nu știu de ce se aud buteliile de aer ca și cum ar scăpa. Nu mi se pare ceva ok în treaba asta. Na, nu știu. Nu sunt eu cel care a conceput camionul, însă nu mi se pare ok sau treaba aia. Unde pot să întorc și eu? Am voie în peco aici? Da. Să ne băgăm pe aici. E voie și nu prea. Nu prea văd nimic de semnul ăla. Măi, na, ce să zic. Nu-i nici cal, nici măgar. Mai mult îmi displace decât să-mi placă. Poate la drum, la un drum e mai ok, dar consumul e măricel. Bine, i-am și ținut-o numai în accelerație și frână, dar... Parcă prea. Parcă prea se duce. Șurel aici. Da, nu pot să intru cu el tare pe viraje. Am simțit că se duce. Efectiv se înclină. Nu-i bun. Nu-i bun deloc. Nu-i ok ce se întâmplă aici. Schimbă foarte prost. Nu-mi place. Nu-mi place, efectiv.
cu Mazi nu poți să intri foarte tare cu el pe viraje, până în... Până în 70 maxim reușești, cei peste 70 deja e nasol. Hai să vedem ce putem face la parcare aici. Bun, hai să facem puțină manevrabilitate cu camionul ăsta. Avem destul spațiu să facem un zigzag. Cum o să facem zigzagul? O să plec din partea aia de lângă casă și o să încerc să văd cât de tare se balansează până când iau piciorul de pe accelerație. Ok, hai să vedem dacă reușesc să întorc aici. De reușit, reușesc, doar că nu din prima, asta e clar. Mamă, ce fel schimbă porcăria asta de cutie. Okay, hai să îndreptăm. Atât. La ce remorcuța asta, că e albă? Mamă, cât de greu îndreaptă camionul ăsta. Foarte prost pe manevrabilitate, așa mi se pare cel puțin. Și nu mai sunete ciudate, abia se chinuie motorul ăsta, nu știu. Poate altul o fi mai bun, dar... 430-ul e și pământ. Bun, acum băgăm în viteză și începem. Mamă, ce fel se înclină, frate. Deci se balansează cabina, vedeți și voi, de fapt. N-are nimic bordura, e ok. Așa. No. E super nașpa pe manevrabilitate, mă băiți. Adică nu e rapidă direcția, nu știu. E moale așa. Hai să dăm o parcare rapidă. Hai să zicem că facem ceva de genul. O să ieșim în stradă. Mamă, frate. Cum cotește camionul. Băi, ești nebun. Da. Verdict. Nu-mi place. Așa că n-are rost să mai continui. Ne auzim episodul următor. Eu am fost Mihnea. Dacă ți-a plăcut, dă un like și abonează-te. Baftă!